șopă și fa la lepurta, toată țara lepurta, toată țara la 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 la. Că berul îți pat cu mine, cum îl miera da dine, cum îl miera da dine, la 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 la. Că berul îți pat cu mine, cum îl miera da dine, cum îl miera da dine, la 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 la. Daria Popescu, o tânără în vârstă de 11 ani, care și-a ales de asemenea o piesă destul de pretențioasă, însă i-ai făcut față cu brio. Mi-au plăcut foarte mult acele melisme pe care reușești să le faci. Ai o voce foarte puternică. Îmi place că ți-ai ales o piesă de folclor, este una dintre preferatele mele, așa că nu îmi rămâne decât să te felicit și să-ți urez mult succes pe mai departe. Daria, din Timiș, draga mea, ești atât de frumoasă, atât de veselă, atât de plină de viață și ai interpretat atât de frumos. Ai un costum popular de excepție și se vede că îl porți cu mândrie. Felicitări, draga mea! Și să știi că ai o voce foarte, foarte frumoasă. Mie chiar mi-a plăcut ce am auzit. Bravo, ține tot așa. Felicitări profesorilor care te îndrumă pe acest drum, felicitări părinților care te susțin și felicitări ție, draga mea, că îți urmezi visul. Bravo, Doamne ajută să te văd pe marile scene alături de cântăreți celebri ai folclorului nostru. Felicitări! Daria, ești superbă, absolut superbă, iar momentul tău a fost extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult costumul popular, interpretarea, laurile, într-un anumit mod frumos și corect executate, dicția foarte frumoasă și foarte bună, susținerea, respirația corectă, frazarea, foarte frumos. Ești pe calea cea bună. La 11 anișori să cânți atât de bine folclor e o artă. Continuă să studiezi, să-ți faci munca de zi cu zi, să fii mai bună și mai conștiincioasă și ești pe cea mai frumoasă cale. Pentru că, așa cum am spus de multe ori, artistul e un mesager al lui Dumnezeu pe pământ. Iar poporul nostru, poporul român, are o tradiție foarte frumoasă și un folclor atât de frumos și de bogat, atât prin cânte, cât și prin port și obiceiuri și tradiții, care e în sângele fiecăruia dintre noi. Dar câțiva sunt chemați ca să facă această artă și să deschidă inima oamenilor în conștiință, în conștiința curată. Iar tu ești printre acei oameni. Un copil care prin artă va face lumea mai bună. Felicitări, scumpa mea, să porți cu demnitate și cu multă, multă noblețe portul popular și să fii mândră în smerenia ta că ești pe această cale. Te îmbrățișez și îți doresc mult, mult succes!